Incendiul izbucnit la acoperișul din șiță al bisericii construite în 1811 din comuna arceșeană Valea Danului a alertat toată comunitatea, iar preotul spune că după ce a făcut focul în sobă și a simțit fum și a dat seama de pericol, a evacuat cele 50 de persoane prezente în lăcașul de cult și a sunat imediat la 112. Erați în biserică? Da, dar am ieșit afară. Ce se întâmplă în biserică la ora asta? Păi așteptam să mai spovedea, să mai împărtășea. Și ați devenit flăcări? Am văzut acolo când am ieșit afară, dar nu într-un loc. Da, da, a ieșit acolo la culț. Nu i-am zis că e nimic atoată, dar... Până a venit pompieri, a durat o leacă și... Adică, a durat puțin până a venit pompieri, dar puțin, nu. Până a luat foc de la cozi, băi. Eram la slujbă. Și cine v-a anunțat? Cine? Noi am simțit și oamenii de afară, din cimitir, au văzut. I-ați evacuat pe oamenii? Toți imediat s-au evacuat. Totul este în regulă, e sub control. Ce ați mai scos din biserică? Icoane, tot? Tot e sub control, am evacuat tot ce este important. Focul izbucnit în zona coșului situat deasupra altarului s-a extins cu repeziciune din cauza șiței de pe acoperiș, iar pompierii militari veniți în câteva minute de la anunț au localizat focul în 30 de minute. Epitropul bisericii spune că turla și acoperișul din zona altarului bisericii au fost distruse complet, dar placa de beton dintre acoperiș și clădirea lăcașului a împiedicat pătrunderea apei. Mulțumim lui Dumnezeu că biserica a fost foarte bine construită, placa interioară sub acoperișul de șiță și nu este afectată niciun pic pictura și altarul bisericii și interiorul. Sperăm ca în viitorul apropiat, cât de curând, să refacem tot ce s-a stricat. Incendiul a fost localizat, în continuare se lucrează la lichidare. După ce vom termina și lichidarea incendiului, putem să facem o comisie de cercetare să stabilim cauza exactă a producerii evenimentului. Slujba de pomenire a morților de la Valea Danului a avut loc afară după ce preotul și sutele de enoriași au văzut că pompierii au oprit extinderea focului și au limitat mult distrugerile, iar credincioșii spun că își vor reface lăcașul de cult în cel mai scurt timp. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugându-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!